această ziua mondială, trecând la catastif, controlele din ultima săptămână au scos din buzunarele agenților economici verificați numai puțin de este cazul reclama mincinoasă care se face unui... Aceste sume importante la aceste societăți de asigurare sunt obligați, dar aceste sume nu revin consumatorilor, așa cum ar trebui să vină, ca urmare a unor constatări, a unor acte, a unor procese care să fie soluționate în favoarea lor și să soluționeze grupul de spate. Dincolo de ziua mondială a consumatorului, au premiat cel mai bun desen pe teme de protecție a consumatorului, colaborare cu Asociația pentru Protecția Consumatorilor și au participat la ore de dirigenție la 7 unități de învățământ botoșenene.